Dumnezeu să vă binecuvinteze oriunde v-ați afla. Ce dată suntem astăzi? 19? A 10-a 2024. Mergem la David și pornim mașina. Înainte să plecăm. Față de cum arată. Și mâine, și când mai preconizează să fie tot minus 2. Dar noi nici n-am plecat de mult așa de vreme de acasă. Bine de vreme, că e 9 ceas. Păi da, cum ai? M-am uitat la 4, la 5 și erau minus 1 grad, nu a fost minus 2. Și la 6, de la 7 a fost minus 2. Și mai frig între 6, 7 și 8. Da, da, exact. Mergem la David. Are nevoie de ajutor și atunci cu drag mergem și ne bucurăm când apelează copiii la ajutorul nostru. Bine că mai vin și alții dintre copii, dar o mână în plus totdeauna îi binevenit. Adică nu chiar întotdeauna, că este când te încurcă o mână în plus. De un bătrân te mai încurcă. Deci eu nu la asta m-am referit. Mă duc să încurc. Mers să-i încurci? Da. Deci, e ce zic, eu nu-s de acord. Nu ești tu genul ăla. Și ieri trebuia să-mi vină un colet bifat pe temul că l-am primit. Acum mă gândesc că portașul ne cunoaște și ori o să plimbe coletul după el, ori mă sună să-i spun ce să facă cu el. Ori vine luni. Să poate să-l dea la bagiașie. Poate să-l dea, e că eu o să-i propun. Știi, când o să mă sune să-l dea la bagiașie și să-i spună că e pachetul nostru. Să poate să-l lași jos în poartă. Da, că îi trebuie să vină becul solar care se poate monta în graj. Și un suport de telefon, deci alea trebuie să-mi vină acum. Alfa Romeo deja e în spatele nostru. Cred că ne urmărește. Ori o greșit acolo drumul. Mm. S-a dus să lăsăm colet? Da, ăla e. Să știi că Alfa Romeo e la țară. Eu la postașul cu Alfa Romeo fost atunci acum, aduc aminte. Asta te... Poate îi cunoaște mașina. Și vine și eu face cu fata. Să te oprim, îi dai colet. N-are coletul la el. E atunci când a venit, ultima dată cu Alfa Romeo a venit. Da? Cu ăsta negru care e în spatele nostru? E negru. A, pe eu așa văd în... Dacă e negru, nu știu, parcă era gri al lui. Da, așa e? Ăsta e negru. Ce nu e? Nu e. Deci, în mare, a venit în mare toate. Și mie un cuișor. Deci ne luăm
puișor în loc de gumă nemestecată. Trei cuișoare mi-ai dat. Și eu trei, șase. Și așa au venit. Dar destul de micuțe astea. Astea sunt mai darnic astea. Da, mulțumesc.
doare capul? Suntem în sunt ce localitate asta? Sunt Ioana. Sunt Ioana, așa e? Ceață, mă? Da, și sunt zone unde e mai mare ceața decât sunt Ioana. Sunt zone unde e mai densă ceața. Să se mai călătorească și alții cu noi. Care nu au văzut. Care nu au plecat nici aia de mult de dimineața să vadă. O mai fost ceață, dar nu trebuie noi să plecăm de acasă. Deci nu e prima... prima zi ceață. Că mai fost dimineața cu ceață, chiar multe. Dar nu am mai prins noi... Și îmi pare rău să spun că tu merg ca muncitor și eu ca musafir. Ei, nu putem fi toți la fel. Bine, că o să n-o, să fiu acolo cu Aria și cu Elias. Ce s-o bucura de poșeta care i-am dat-o, nici nu mi-am imaginat, dar e chiar bună pentru ea. Da. Ce măreață merea aia cu poșeta pe în casă. Eu, la mine, tati, doi bănuți. Da, doi bănuți, și-o pus și în portofelul ăla. Da, pentru că este portofel, deci. Da, pe ce se ține portofel? Bani, nu? Bani, da. Nu m-am gândit ca să-i pun ceva bani acolo. N-are noțiunea banilor. Așa, bani, înțelegi? Absolut. Dar totuși știe că pe bani se cumpără, pe, dar da, nu... pentru ea și ea bănuțele a fost... Un Mircu veni fără păpușică. Cu Kojak. Cu un Kojak, roz. Nu era roz, da. Mai era roz. Deci tot ce e roz e foarte bun. Așa era și Maia când era mică. Știi? Da, da. Da, la fetițe le plac, le place culoarea roz. Să filmez până la intrarea în Gherla, că și mai liniștită circulația și și peisaj frumos. Că asta e ideea, să vedem natura, după ce spune și titlul site-ului, bucătăria și natura. Natura chiar e frumoasă acum. Încă un pic verde, e ruginire. Deci chiar frumos, am amestecat culorile. Toamna se scutură și lasă loc iernii. Acum ai fost ca un poet. Da. Dragul meu.
Pentru tine am făcut versul ăsta. Da, ce drăguț. N-ai sesizat. Da, n-am sesizat. Iartă-mă. Sensibilă deloc. Da. La poezie ești sensibilă. Dar n-am fost atentă că mi l-ai, l-ai făcut cu dedicație, de aia zic. Da, dedicația am fost un pic cam... Cât aici am stat. Da, da. Și că aici poți să stai, pac. Și s-a gândit că fac și eu un ciubuc, dar nu prea au găsit la copii ce să le bage de vină. Se mișcare mai bine cu pasul, ca și când avem noi atunci. Da? Mm. Păi tine mai oprim o dată. Da, e bine. Foarte frumos o creat Dumnezeu. Putem opri și îl dau un bucan de miere, de lavandă. Da, când venim. Când venim la popasă, dăm un borcan de miere de lavandă. Că... Aici sunt mulți care nu au gustat niciodată mierea, mierea de lavandă. Da. Dar măcar că este în magazin și... În magazin n-am văzut. Ai văzut la... Da, am văzut miere, da, de lavandă. Da, 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 da. Cred că și ei cumpără din altă parte și o vând aici mai scump, că îți dai seama că dacă nu este... Eu tot... nu știu, eu n-am văzut. Am văzut la... La Ușan, acolo era în față de aia de miere și erau de toate felurile și de lavandă. Deci era o femeie în magazin. Deci era chioșc de miere. A, da, da, de nu era a Ușanului, că era un apicultor, deci nu era Ușanul. Nu, 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 deci, nu. De asta te-am întrebat, că magazinele, eu n-am văzut, magazinele nu au. Deci apicultorul respectiv, da, ăla era autorizat, l-a lăsat să vândă la Ușan, avea stand. Da, da, da. Așa da, așa ca și cum am merge și noi, să, dacă avem miere. Da, și deschidem un stand, plătim, da, chiria, da. Deci culege porumbul cu, da, cu, com, cu aia de cules, dar ce am înțeles și eu de la alții, căci că îl zdrobește tare. Nu, nu știu. Așa de la UCO, așa am înțeles. Poate noi punem mașinăria care au avut pe ei. Eu nu știu. E? Deci eu nu cunosc. În Franța tot așa, deci tot automatizat, tot. Deci eu nu cunosc. Zice că... Utilajele, mulți au utilajele mai vechi. Și dacă utilajele sunt mai vechi, de exemplu și la tocătoare care tocă. Dar și aici, țăranul de rând, cred că greu își cumpără o mașină nouă. Și atunci, fiind veche, poate are ceva din zimt sau ceva care îi... Nu, uite-te cum vine astea pe contrasens. Dar mare grijă trebuie avut. Dacă utilajul ți-e bun, e minunată recoltarea. Dacă utilajul e mai vechi sau mai uzat, ăsta sigur că mai zdrobește sau la tocătoare nu stocă cum trebuie. Da, eu știu, el au cu că zis că nu știu cine și au vorbit pentru un utilaj, dar nu prea le place, că îl cam mărunțește sau tocă, nu știu. Zdrobește și utilajul. Zdrobește, așa, așa, așa. Da, e problema din mașinărie, nu e problema că nu e bună mecanica. Da, da, da. Cred că o să aveți timp frumos și... Timp frumos o să avem. Nu cred că o să terminăm. Da, bine, Iosif și Filip, așa-i? Deja, că nu e vorba de mulți oameni, vorba că... Lucrarea în sine e o lucrare mai mare, nu e o lucrare... Bine, ar putea să terminăm. Dacă merge la spartul repede... Dar fi ei tineri și... au... Am uitat să duc săpure. Ai, ai, ai. Nu e aia, că mai o să mai are un par o zi. Și lopată sau... Sârlețul. Sârlețul. Da, așa cu... Ți-am spus eu, zic. Și repede... Vai, cum e săracul ăsta în tricou afară și îi... 0 grade. N-are sânge, care are alcool în sânge. Ai, 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 ai. Cum e el în tricou afară? Când vine să mă opresc să-i dau bluza de pe mine. Dar nu-i trebuie. Da, probabil că nu merea ca și cum i-ar fi fost frig. Ăsta e Peridoc? Da. Așa se cheamă? Mi-am adus și eu aminte. Am crezut că le-ai pregătit acolo, dar dacă nu le-am văzut... Vino
luat, că nu m-am mai seara cu poveștile, cu astea ne-am luat. Nu am plecat Timi târziu și atunci nu ne-am mai... Mi-am făcut în curte și am apucat să mi le strâng și am zis că dimineața o să am vreme, dar nu trebuie să mă trezesc eu mai repede. Și iată asta... Uite, pe nenea asta l-am mai întâlnit pe drum. Asta era nasal. Și stă în nasal? Da. Nu ăla care stă și în nasal, ăla care... Are șacher la apartament și are casă. Și are și apartament. Da, dar am înțeles că nu vine la nasal, nu ăla cu farfurii acolo care are da, aia de, da, e stors floarea soarelui, da. Presa, el îi? Da. Da, dar am înțeles că nu prea mai stă la nasal, nu știu cine o zis. Cum se vede acolo, dacă nu stă la cineva. O să că vine numai pe perioada când are de... Nu știu. Parcă nici stors zicea, fost, sau... A fost... tapizar, în combinat. Aha. Și e bolnav de picioare. Nu umblă greu. Da, da. La fabrica de mobil a fost tapizar? Mhm. O să opresc filmarea asta imediat. Și dacă mai reușesc la David să mai adaug încă ceva la filmare, dacă nu o să rămână cu natura doar, dar sper să mai prind ceva frumos să vă arăt. E zona 3, că e... Da, e foarte frumos, nu, ne place, nu, ne place foarte mult și am zis că, nu, le-ați văzut anul trecut, dar acum nu prea se mai întoarce nimeni la filmulețele mele de an trecut, am urmăritor foarte mulți noi și cu ocazia asta le mulțumesc că au ales să mă urmărească și atunci să vadă și locurile frumoase în zona în care locuim noi. Deci am plecat din Năsal și ajungem la Gherla. Și dacă mai doriți și alte filmări de genul acesta, atunci vă rog să-mi scrieți în comentarii și o să țin cont de majoritatea. Deci dacă majoritatea o să doriți filmarii de pe unde călătorim noi, o să mai pun. Dacă o să fie majoritari că nu vor să vadă, atunci o să țin cont de aceasta. Nu? Așa-i? Da. Eu vreau să vă... Eu cred că sunt care le place să vadă din țară. Nu, că noi mai mergem, mai ieșim, mai... Mai mergem încoace acolo, avem copii așa mai... Nu toți, nu-s grupați că îs mai care încotro și atunci, mergând la ei... Avem cuscri, da, afară din județ. Da, și atunci, deci, aștept părările voastre și putem reveni pe latura asta. I-am zis la David că este la Mariflor Șoric și am zis că foarte, nu știu, credeți, are un cumnat care l-a căutat atunci și am încercat și la Mariflor. Da, deci aici este, dacă... Deci este și în Cluj, la Mariflor. Da, la magazinul Mariflor. Da, este Șoric. Și noi neapărat trebuie să mai cumpărăm. A fost de bun. Da. E carmangeria din Gherla. Aici e sediu, dar iau. Aici e sediu, da, au magazine Cluj, parcă au... în multe județe, da, da. Nu numai în... Nu știu câte județe, dar știu că au magazine mai multe. Da. Bun, opresc aici filmarea și revin cu alte detalii, alte... Cu astea. Cu astea să ne jucăm. Da. Dar tu cunoști toate animalele? Da. Da, le cunoști? Da. Da, uite, că ea spune la bunica ce animal-i ăsta. Leu. Wow, ăla-i leu. Hai să căutăm mai tu. Acolo am avut o bubiță și nu s-o vindecat încă. Ăsta ce animal-i? Tic. Tigru? Da, tigru. Ăsta? Porc. Îi porc. Guiz, și știi cum face? Și ăsta ce animal e?
girafă. Girafă, wow. Asta? Gască. Gâscă. Gâscă. Gâscă, iubita mea. Asta? Pui. E pui? Da. Poate că e găină. Poate găină. Da, da, da. Uite, uite. Și ce e asta? Uite. Oiță, oiță. Da. Și? Focă. Focă. Asta? Popotam. Popotam. Gorila. Asta? Iepuraș mic, mic, mic. Iepuraș. Asta, ca asta. Ca asta? Da. Da, hai să vedem altul. Asta? Cangur. Wow! Tu chiar le știi pe toate? Da, asta-i... Uite cu are urechi, ca așa. Da, și ce e asta? Mami, da. Ce e asta? Da? N-ați niște filetele sau... Da. Asta ce-i? Nu e rinocer. Nici e rinocer. Așa? Asta? Nu știu. Cred. Sau nu știu. Nu știi asta? Nu. Nu ce-o zici, mami? Nu. Nu e că scapă mie numele acum. Raton. 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 Eu nu la raton m-am gândit. Asta e raton. Scuns. Da. Scuns. La scuns. Scuns. Da, e același lucru. Depinde acum și de... Uite, asta ce-i? Elefant. Elefant. Hai să vedem. Asta? Queen. Ce e asta? Pinguin. Pinguin, așa că n-am înțeles. Pinguin. Pinguin. Și ăsta îi? Căprioară. Căprioară. Hai să vedem că le-ai spus oare pe toate. Ăsta? Lupu. E lupu. Așa, hai să vedem ce mai este aici. Peștișor. Peștișor. Asta? Uite, delfin! Da, și ăsta? Cal. E cal. Așa. Asta? Pisică. Seamănă o pisică, dar nu chiar o pisică. Ba, seamănă cu o pisică. Și asta? Broască. Broască testoasă. Broască testoasă. Că asta e broască. Simplă. Asta e broască și asta e broască țestoasă. Vezi? Că nu-i la fel. Că asta are căsuța. Acolo e căsuța la broască. Căsuța de broască. Da. Și asta ai zis că îi? Gorilă. Gorilă. Îmi place cum le spui. Asta e rinocer. Da, rinocer. Uite, vacă, mu, mu. Da. Mănâncă iarbă. Iarbă mănâncă vaca? Da. Și ce mai face vaca? Ce ne dă vaca? Ce ne dă vaca? Lapte. Da. Numai problema e că am trăit în minciună atât timp că vaca nu dă lapte. Așa? Nu, dar vaca bea lapte. Pe vaca nu dă nimic, noi trebuie să-i luăm laptele. Ba da, dă deși un găina lapte. Ne dă ouă. Dar de la vacă trebuie să luăm laptele. Nici găina nu cred că ni le ar da. Păi nu ni l-ar da, dar nu. Dar e... Da. Da, mi-o zis, mi-o zis. Uite balena. Asta ce-i? Uită-te, Aria. Balena. Asta? Toporc. Toporc. Ai, 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 să vedem, le-am văzut noi pe toate. Asta ce-i? Nu știu. Cred că-i balena. Asta seamănă cu... Nu știu la ce aș putea să-i zic că-i ăsta, că seamănă cu o veveriță, dar parcă nu-i veveriță.
Vezi? Ăla e busuc, nu e busuc. Ăla e la nu știu cu ce seamănă asta, mai mult seamănă cu o veveriță. Și ăsta ce-i? Mamă, ce-i ăsta? Păi... ce? Cu scannerul îți zice? Ce-i? Nu. Dar cu ce? Că eu fac filmuleți. E, nu. Nu-i nimica. Nu, dar zic că la, cu ce? Pe Google Translate? Pe ce se dau ca să văd ce e? Da, pe Google. Google Translate? Nu, pe Google. Intri pe Google și are sus acolo pe o cameră. Da, da, și atunci îți, îi faci poză și îți spune exact ce e. Dar oricum astea însă cu o idee. Și noi, și eu la copii am avut foarte multe animale, foarte multe, toate felurile. Dar îmi place că le cunoaște pe toate. Adică aproape pe toate. Mai le rateau. Dar asta. Unde-i ratonul ăla? Dar nu așa. Stai să vedem. Uite. Uite ăsta, Nia. Uite. Vezi? Uite. Da, deci ăsta e ratonul. Asta. Nu, ăsta e sconsul. Sconsul. Da, nu. Oare sconx-i zice? Ăla e raton. Eu știam că e claxon. Sconx, m-am gândit acolo. Exact. Și unde e ăla care am zis că oare ce îi? Zice chiar sconx. Oare unde e ce am vrut să... Da, sconx, se lasă că... Da, ce așa îi zice? Eu am crezut că e numele lui, nu e chiar sconx. Nu, haideți să... Ba da, deci ăsta e sconx și celălalt e ratonul. Unde e ratonul? Păi după ăla mă uitam, dacă nu pica pe jos. Ariuca, unde e ratonul? Uite, ăsta e tot. Uite, sconx. Uite aici ce avem. Ăsta. Hai să vedem, Maria, găsim ratonul. A dispărut. A fugit. La mama lui. Raton dispărut. Nu a picat acolo pe jos. Uite, stoasă. Uite, ia ăsta și ăsta. Raton! Nu, nu, aia nu-i raton, că l-ai morsa. Ia și țestoasa. Unde ești? Nu, sunt cutie. Este mare. Da, a intrat. Și mai este un deget min. Și acum spunem toate animalele. Ăsta ce-i? Ăsta? Panda, elefant, maimuță, urs și vacă. Wow! Acum mie. Acum ție? Nu, până bunica. La bunica? Da. Bunica pune, să pune aici. Bunica să pune. Stai numai un pic să mi le dă, dă-mi le jos de pe degete. Așa. A de degetuțele. Așa, aici ni să se vadă. Și să pună bunica. Așa. 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 Ține așa mânuțele. Unde e asta? Și mai trebuie încă una. Asta. Acum stai așa să-ți facă bunica o poză. La mânuța. Așa. Frumos. Vrei să vezi? Da? Da. Pune la bunica, tu câți ani ai? Doi. Doi? Și câți ani împlinești? Șapte. Ea tot șapte zice că... Ea tot după doi împlinește șapte ani. Câți ani împlinești?
Ștefan, închide asta, atât. Așa, așa, câți ani împlinești? Așa, 3 ani. 3 ani. Așa, împlinești 3 ani. Și spune la, la bunica, și cum te cheamă? Aria Tarpos. Oh. Și pe frățiorul tău? Elias. Elias îl cheamă. Și el are ani sau luni? Luni. Luni? Câte luni? 7. Da? 8. 8 luni are Elias. Și îl iubești? Uh-huh. Da? Da. Nu, mi-l dai mie să-l duc acasă, să-l iubesc și eu un pic. Bine. Da? Mi-l dai? Da. Bine. Prima dată când îl dă. Nici eu nu m-aș aștepta la, rând, la răspunsul ăsta. Deci ești că îl dai la bunica să-l iubească un pic. Da. Da? Da. E bună napolitana? Uh-huh. Da? Ce, da. Ce-ți place cel mai mult? Napolitana. Da. Ciocolata îți place cel mai mult? Da, și... Ciocolitane și ciocolată. Du-te tu. Da, și mâncare, îți place să mănânci și mâncare? Uh-huh. Uh-huh. Ce îți place? Ce mâncare îți place ție că, să mănânci? Cereale. Cereale? Uh-huh. Da, aia nu-i mâncare, ca la, e mic dejun. Uh-huh. Mâncare ce îți place? Îmi place pireu. Da, și cerealele. Îți place pireu și cerealele. Dar în afară de cereale, ce-ți place? Supică. Supică mi-i place mie. Da? De uh-huh. care? Supică de care? Cu morcov. Supică cu morcov? Haide! Hai la bunica, haide! Haide! Vii? Nu vrea să vină. De ce nu vrea? Întreabă-l, de ce nu vrea să vină? Nu vrea să vină. Da, uite că zâmbește. Da. Haide. Așa. Haide. Da? Așa. Spune la bunica, că bunica te ascultă. Da. Ada, Ada. Ce? El zâmbește într-una. Da, da, sigur. Ai găsit, dragi? Nu, că acum filmez. Da, iubire, da. Ce face Aria acolo? Ce face aici? N-am înțeles, mai spune-o dacă n-am înțeles. Bravo, așa. Și ce ai pus acolo? Ce este acolo? Ce trebuie amestecat? Făină. Așa, las-o pe Aria care ea știe. Aici ce-ai pus? Și ce-ai pus din asta? Piapte. Bun. Și... Și ce ai mai pus? Asta ce-i? Ce-i asta? Aria? Ce-i asta? Ce-ai pus? Și asta? Vanilie. Și? Drăghie. Drăghie. Bun. Drăghie. No, haide, pune ouul aici. O, ce mic. Hai să vedem. Bun. Tragi tare. Și trage așa. Bagă degetele.
Așa, așa, e foarte bine. Bun, bun. Bună de la mami acum. Las că numai așa învățam. Bineînțeles. Numai așa învățam, sigur. Ce faci tu acolo? Fac aluatul. Oh. Ce aici? Păi ce ai pus acolo? Mestica. Te ajută mami? Mm-hmm. Deja începem să mesticăm, uite așa. Mestești tu sau mestecă mami? Mestecă pe așa. Așa, să fie, cred că, foarte bune gogoșile astea, așa-i? O să fie bune? Da. Ție-ți place cel mai mult să faci gogoși? Da. Da? Da. Și gogoși goale sau cu ceva? Cu... Vreau cu jar, că mi-e place mie. Du-te tu! Ulei? Ok. Nu ține lingura, să spună mama lui. Bun. Una. Două. Și gata. Așa, bravo. Și acum amestecăm, nu? Aria. Aici. Tu te joci sau faci gogoși? Aria. Tu ce faci acum? Gogoși. Gogoși. Nu te joci, așa ai? Da. Asta e de adevărat gogoși. Da, aici se scoate direcția asta, trebuie să vină stel. Ce e stel pe vie undeva cu mașina ta. Da. Da? Da. Nu e bine. Ești piatra aia pus-o lăsă-mi pace? Nu, îmi spar rușul pe aia. Aia? Păi nu o să pot să mai mergi. O să te încurce.
tu cu vina și înseamnă că vine undeva pe aceasta. Aia, și n-are betonul în jurul, ce să faci pe aia? Nu ai cum e de când pe aia, hai, dar ce face cu aici? Hai, băi. Ceacă și de spăr? Ce vrei să vin? Bă, staleule. Cu ce l-ai scos cu ăsta? Bă, dacă ăla, cum poți? Hai cu cealaltă. E adâncă asta. Pune acolo, așa. Apoi pe aia eu. Te ții. Nu știu, motonel ăsta. Nu, dar ai trei și... E motonel. Aha, ce fain. Foarte fain. Ce prietenie frumoasă. Da. Încheiem aici filmulețul. Mulțumim pentru vizualizări. La revedere!